foarte, foarte bucuroasă să-i revăd după multă vreme, mai ales că pe vremea când m-am întâlnit eu cu ei la o altă emisiune, își doreau foarte mult un copil. Uite că a trecut vremea și deja li s-a împlinit visul. Ei se înțeleg de minune și se iubesc la nebunie, însă spun că nu mereu viața de cuplu a fost roz. Pentru cine? Păi pentru Cornel Păsat și pentru soția sa, Bianca. Cum au reușit cei doi soți să treacă peste momentele de cumpănă din căsnicie, cum le-a schimbat viața venirea copilașului lor pe lume, vom afla chiar de la ei. Pentru că faimosul dansator vine însoțit de soția sa, dar și de băiețelul lor, Drias, aici la Acces de Weekend. Wow! Bine ați venit! Bine ați venit! Bună ziua! Nu, nu! Bună ziua. Nu cred! Nu cred că arăți așa cu un copil mic în brațe! Nu! Nu! Nu, Bianca, de ce? De ce? Lasă-mă, că nu mai am cuvinte. Cornel, vă rog să luați loc. Bianca, bine ai venit. Drias, ce faceți? Bine, foarte bine. Măi. Suntem bine. Hei. Creștem. Hai, mami, aici. Doamne, este minunat, este adorabil. Wow. Wow. Dragilor, voi țineți minte la o emisiune care se chema 2 ca 1 și pe care ne-am filmat-o tot aici în același platou și voi erați căsătoriți și îmi spuneați că nu venea copilul. Da. Și eu cred că aveam 2 pe atunci. Și m-am zis o să cred vină. Că n-ai purtat noroc. Și m-am zis o să vedeți, o să vină. Și uite că a venit. Scurtă vremea și venit. A venit miracolul, da. Cum e? Bine, el este absolut minunat, este atât de frumos. Este extraordinar, m-a dat la o parte de pe canapea. E prima oară într-o nevoie de spațiu. Am mai fost când eram mai micuț, dar... Am mai fost, dar acum... din ce crește, din asta explorează mai mult și e mai conștient, îți dai seama. Da, normal. Lui. Și este foarte curios, bineînțeles, și din ce în ce mai neastă împărat. Hai, vii la mami aici? Limele de rigoare. Îl lăsăm să facă ce vrea, dacă vrea să coboare, să... Tata, simte-te ca acasă. Să facă ce vrea el. Mergi pe unde vrei tu, te faci operator, te faci prezentator, ce vrei. Vai tu. De mine, dacă vrei, dă-mi și o lavalieră, ceva. Câți ani are? Doi ani și jumătate. Doi ani și jumătate, să vă trăiască mulți înainte. Lasă-l. A, văzut-o pe Cosmina. Ia, stai. Da. Ce faceți? Cum sunteți? Bine, un pic invidios pe mami, care mami arată foarte, foarte Mamă, bine. Mamă, ce acum. Bine arată mami. Și a făcut și pagina de YouTube mami. Bravo, mami. Și acolo împărtășește ceva din secretele unui trupat. Adică ar fi bine să ascultăm câteva sfaturi de la ea, să știm că se poate arăta așa după o sarcină. De pagina ei de YouTube, Bianca Păsat. Bianca Păsat, pagina de YouTube. Da. Sunt antrenamente, găsiți antrenamente pentru începători, pentru avansați, structurate pe grupe musculare, pentru tot corpul, dar și o chestie foarte importantă pe care am inițiat să fac mai des, găsiți și antrenamente pentru copii, care pot fi făcute împreună cu părinții sau dacă părinții nu au chef, doar supravegheați copiii. Dar... De când l-avem pe Drias, noi am încercat să fim un exemplu pentru el, că educația se face prin puterea exemplului. Așa e, da. Și încercăm să-i inducem și dragostea pentru sport și pentru alimentație sănătoasă și fie un copil sănătos și mai departe un adult sănătos. Voi faceți sport în casă? Voi împreună? Adică aveți și salteluță, faceți și aparate? Cred că facem cam toate categoriile de sport. Sportul copilului. Da. Adică, Drias, îți dai seama că necesită foarte multă atenție și ne jucăm cam toată ziua. Avem... Și când fac eu antrenamentul meu de forță, Drias e acolo lângă mine și mă susține. E crește, dar deja știe să fac abdomene. Îmi verifică unghiurile de exercițiu, spune, nu e bine, tata, facem două repetiții, hai că mai poți. A stat acasă sau l-ați dat la grădini? Bine, au fost închise cam toate grădinițele, dar nu l-ați dat încă la grădini. Nu, dar acum, din cauza acestei pandemii, am stat... Cu minți. Foarte, și ați avut ajutoare sau voi doi v-ați ocupat efectiv de... Doar nu avem ajutoare, ne descurcăm așa cum putem, noi doi. Facem cu schimbul, mai mult tati stă cu el acasă. Acum avem mai mult grijă de mama, pentru că dacă ai o mamă fericită, ai o familie fericită și sănătoasă. Vreau să vă întreb ceva, cum va schimba viața copilul? Pentru că odată cu venirea copilului pe lume se schimbă prioritățile într-un cuplu. Copilul vine cu foarte multă bucurie, dar și cu responsabilități, și cu stres și cu oboseală. Și vreau să vă întreb cum ați făcut față, fiindcă voi veniți dintr-un mediu al showbiz-ului și al vieții astea extrem de active, iar sigur că un copil are
Îți dai seama că noi ne-am dorit foarte mult și copilul ăsta chiar s-a lăsat așteptat, dar a meritat toată așteptarea asta, a meritat într-un final. Și îți dai seama că noi deja eram pregătiți cumva mental pentru etapa asta care tot nu venea. Și cumva ne tot imaginam cum vom fi ca părinți și ne pregăteam cumva într-un fel. Iar în momentul în care a venit Drias, bineînțeles că Bianca deja știa cum să facă... Am făcut toate cursurile posibile. De, am apelat la consultant în lactație, la somnolog, la autodiversificare. Deci, efectiv, știam tot. L-ai născut natural? Nu, mi-am dorit natural. Din păcate, am intrat de urgență în naștere și asta a fost. Dar... Dar l-ai alăptat? Da, un an. L-ai alăptat? Un an. Da, wow. L-am alăptat un aveam an și am mai dat... Aveam congelator plin de lapte. Știu. Încă două luni din ce aveam în congelator. Deci a fost super ok. Recunosc că am mai umblat și acolo. Dar lua cu proteine. Da, corect. Da. E bine așa pentru... Da, da, că mă tot bine. Întreabă lumea. Dom'le, dar ce-i faci? De ce bagi? Ce-i? Ce lapte. Lapte de mamă. Colostru. Dar chiar și așa cu colostru, toate, corect. La colostru ești deranj. Da, da. Dar ți-a fost, cât de greu ți-a fost ție, care totdeauna tu ai fost țiplă. Și în momentul în care ai trecut prin aceste transformări și hormonale și fizice... Asta am vrut să zic, că oricât de mult m-am pregătit și orice curs am făcut, până nu te afli acolo în postura aia de mamă și să te trezești de trei ori pe noapte să alăptești și să vezi că corpul tău s-a modificat foarte tare, n-ai de unde să știi și n-ai cum să trăiești așa ceva. Dar a fost complicat. Am avut noroc că m-a susținut Cornel din toate punctele de vedere. Dar complicat ca și femeie să vezi că ți se modifică corpul, să vezi că cineva depinde de tine în totalitate. Am trecut. Avem o relație perfectă. Pește fecioară, adică pește? Sunt exploat acum trebuie de către peștele meu. Peștoaica mea, pardon. Pe 16, noi peștoaicele suntem extrem de sensibile. Da. Și trecem ușor dintr-o stare în alta și ne schimbăm dispoziția. Că așa e zodia, suntem foarte sensibile. Mi-aduc aminte, eram în primele săptămâni, ne-am dus la o emisiune și efectiv îmi venea să plâng pe drum. N-aveam niciun motiv și mă întrebam, Doamne, cum intru în emisiune când vine să plâng? Da. Mă uitam la el, îmi venea să plâng. Bine, a fost o chestie pozitivă, nu n-am intrat în... Dar n-ai avut a fost o depresie? Ai simțit-o ca pe o depresie după naștere? Sau... Nu neapărat ca și depresie. Asta zic că eram pe pozitiv. Plângeam de... Îmi venea să plâng de fericire. Mă uitam la el și îmi venea să plâng. Adică, orice era, îmi venea să plâng. Dar, da, era o descărcare hormonală. De da, nu știu. Fericirii în momentul în care... mergi cu copilul tău la o emisiune TV. Sunt niște emoții amplificate. Asta așa este, și automat a explodat fericirea aia lacrimogenă, să spunem. Spuneți-mi voi acasă, pentru că un copil te consumă. Ați avut și momente de tensiune în cuplu după venirea copilului, mai ales că a fost un an în care mai toată lumea a stat acasă. Zic eu. Mai toată lumea a stat acasă și atunci, cum să spun, când te vezi rar sau fiecare pleacă în treaba lui, ai și alte activități, nu prea ai timp să acumulezi tensiuni. Dar anul ăsta a fost o piatră de încercare pentru foarte multe familii. Au fost tensiuni și la noi. Bine că... Cauza faptului că a trebuit să stăm în casă, nu au fost tensiuni în direcția asta. Hai să spunem că la un moment dat fiecare dintre noi avem nevoie de mai mult timp liber când unul când celălalt. Și noi ne-am împărțit lucrurile astea foarte bine. Acum în perioada asta Bianca lucrează foarte mult la proiectul ei cu pagina ei de YouTube, iar eu trebuie să o susțin și să încerc să o ajut cât pot în această direcție, pentru că necesită timp de montaj, de făcut exercițiile și filmat și așa mai departe. Cine se joacă mai mult cu copilul? Adică cine dă în mintea lui? Cine, nu știu, lea calul? Cine eu mai degrabă, dar bine și maică-sa, adică... De exemplu, asta cu calul, ai nimerit-o fix pe ea. Dacă mă întreb pe mine, am dat găuri în grinzi, prin casă, am transformat casa în într-un teren de joacă. Faceți, aveți leagăn în casă? Leagăn, topogan, cine i-am făcut? Îi fac tot. Mă gândesc să-i pun și tiroliană în curte. Cornel îl răsfață foarte tare. Casă în copac, adică, etc. O să-i fac de tare. Dacă eu impun niște limite la modul, nu știu, gata, este suficient, s-a uitat o jumătate de oră pe YouTube, este suficient. În 10 minute a cerut copilul. Ok. Da, ne jucăm de la egal la egal cu mașinuțele. Când vine vorba de fotbal, mamă, să vezi acolo, ceartă, trântă. Avem toate genurile de mingi, de la cele originale de fotbal, la cele de burete, ca să nu spargem geamul. Da. E pe nivel, acum dăm mai tare, acum dăm mai ușor. Da, voi sunteți schimbați, adică îmi place schimbarea asta voastră ca și părinți, vă văd altfel, iată, n-am mai vorbit despre nimic altceva decât despre viața asta de familie cu copil. Păi, e o împlinire foarte mare și stai seama că
tot universul. Noi am avut o viață artistică foarte, foarte activă și ne lipsea exact momentul ăsta de familie, de împlinirea asta sufletească cu Drias. Și acum, având-o pe ea, e... O să fie... Tu ai să fii topit, că nu știi cum ai să te împarți. Și dacă acum mi-ai zis de toate mingile și mașinuțele, când ai să vii, ai să fii nebunit, că n-ai să mai știi de, câte rochițe, câte păpușele, toate prințesele, zânele, ai să știi sincer, toate desenele vrea. Animale. Adică vei fi nu mă văd. E adevărat că îmi place croitoria și, apropo, chiar avem un proiect și de croitorie și de fotografie. Facem și poze, facem și croitoria. În perioada asta de pandemie am mai dezvoltat încă două semi-business-uri, să spunem. Noi sunt mai degrabă la... Pornite așa din hobby. În faza de pionierat, să spunem. Și da, într-adevăr, îmi place croitorie și fac. Eu am făcut până acum costume de scenă. Acum vreau să trec un pic în pretaport. Să facă la păpuși. În zona mai comercială. Dar uite, eu o soluție și asta cu haine pentru păpuși. Doamne, și pentru fetițe. Să faci genul ăla de prințese, de toată lumea e nebunită. Vreau să-mi spuneți, pentru că am citit câteva lucruri pe care le-ați mai declarat. Și vreau să... Eu ce-am declarat? Nu știu care, dar dintre voi, dar am văzut că vorbiți despre lucrurile acestea extrem de deschis și de asumat. Și mi se pare un lucru pe care chiar ar trebui să-l discutăm, ca lumea să înțeleagă că fiecare mai are tensiuni în cuplu, dar că ele se pot rezolva cu voință din ambele părți. Și știu că voi chiar ați apelat la un terapeut de cuplu. Da. Bine, se întâmpla în perioada în care... soarta se încăpățâna să ne facă pe plac și nu ajungeam la rezultatul pe care ni-l doream foarte tare, adică să avem o familie, să avem un copil în sfârșit. Și în mod normal au apărut și niște tensiuni, am fost la un psiholog. Înainte de copil? Înainte de copil, da. Acum nu mai avem timp. Acum e altă poveste. Acum experiența, dragostea de părinte te învață să fii mai cu tact, să accepți mai multe, să stai să gândești mai mult, să nu mai te repezi, să spui niște lucruri care nu trebuie să le spui și să le lași să treacă pur și simplu, pentru că ele oricum se rezolvă și dacă ești incisiv sau repezit sau hiperactiv, nu ajuți. Și nu ajută. Într-un final stai și te gândești un pic, adică faci pauza aia mică de tot atunci când trebuie să ai reacția spontană și te gândești de ce să am reacția asta, stai un pic să o judec și stai un pic să văd dacă mi-e mai bine fără și dacă poate să înțeleagă partenerul de viață unde a greșit, că eu dacă îi fac observație, s-ar putea să o ia negativ, iar dacă nu îi fac, s-ar putea să aprecieze că am, știe că a greșit, dar nu am susținut și nu i-am făcut. Uite, o treabă care mi s-a întâmplat când am ajuns la prima ședință acolo, efectiv am început să plâng. De situația în care am ajuns, cum noi două persoane care ne-am iubit, ne iubim, suntem făcuți. Eu sunt de acord că lucrurile astea poate să existe aici și în perioada în care nu ai conflicte sau lucrurile merg foarte bine, pentru că e foarte ok să te mai destinzi, să te mai deschizi, să te mai echilibrezi.